Consilierii locale au votat acordarea unui drept de superficie asupra terenului aferent Casei de Cultură către Fundația Casa de Cultură a Sindicatelor Târgu Jiu. Superficia este acordată pe o perioadă de 5 ani. Lichidatorul Fundației Casa de Cultură a Sindicatelor a solicitat alocarea superficiei, însă autoritățile locale au stabilit o chirie lunară de 12.515 lei. Lichidatorul a solicitat să îi se acorde superficie, titlul ăsta gratuit și, așa cum explica secretarul, nu se poate. Demersul este făcut în scopul posibilității ulterioare de achiziția imobilului de către Consiliul Local Târgu Jiu. În cel mai scurt timp, părerea mea că vom putea să ajungem la o înțelegere să cumpărăm, să achiziționăm acest imobil, care este de o importanță, din punctul meu de vedere, deosebită față de pentru orașul nostru. Fundația Casa de Cultură a Sindicatelor Târgu Jiu are o datorie de peste 1,3 milioane de lei față de Consiliul Local.